Propus pentru Premiul Nobel pentru literatură, scriitorul Ion Nae Teodorescu, cunoscut în literatura română cu pseudonimul de Tudor Arghezi, este omagiat în această săptămână la Biblioteca Municipală Ion Barbu din Câmpul Lung. Scriitor complex, autorul Florilor de Mucigai rămâne în literatura română ca unul dintre cei mai mari poeți, dar și ca inventator de rubrici jurnalistice. Este cel care a înființat Biletele de Papagal, în care atât oameni politici, dar și scriitori ai vremii, erau taxați fără milă. Membru al Academiei Române, cel care l-a creat pe Zdreanță, dar și alte personaje pentru copii, Tudor Arghezi a avut o existență destul de zbuciumată. Interzis în vremea comuniștilor, este reabilitat târziu în ultimii ani de viață. A avut o perioadă în care trăia doar din vânzarea fructelor și a altor produse pe care le obținea de pe mica proprietate de la mărțișor. Expoziția în această săptămână din cadrul Bibliotecii Municipale Câmpul Lung este dedicată a 52 de ani de la trecerea neființă a lui Tudor Arghezi. Născut pe 21 mai 1880, Tudor Arghezi, în București, este unul dintre scriitorii reprezentativi ai literaturii române, este fondatorul Tabletei Literare, a debutat în revista lui Alexandru Macedonski în 1896 cu poezia Tatăl meu, și apoi și-a continuat studiile la universități din Freiburg, Germania și în Geneva. Activitatea sa literară începe efectiv prin colaborări la periodice precum Viața Românească, Timpul, iar primul volum de debut va fi pentru poezie Bilete de Papagal și apoi Cuvinte Potrivite. Tudor Arghezi a cunoscut o perioadă mai puțin fastă în perioada cu instaurarea regimului comunist, când în urma publicării unui articol în periodicul Scânteia i-a fost interzisă publicarea poeziilor și activitatea literară. A fost reabilitat din 1952 de către Gheorghe Gheorghiu-Dej și a fost ales apoi membru al Academiei Române în 1955, fiind chiar premiat cu premiul Herder pentru literatură. Printre alte realizări a fost și nominalizarea Premiului Nobel pentru literatură de către scriitorul italian Monteverdi. Tudor Arghezi rămâne între scriitorii importanței literaturii române și unul dintre elementele de reper ale culturii noastre. Pentru întreaga sa activitate literară, primește de două ori Premiul Național de Poezie și în anul 1965 este distins cu Premiul Herder pentru întreaga activitate. La împlinirea vârstei de 85 de ani, este sărbătorit ca poet național al României. Noi, în timpul nostru, logodeam munca cu timpul și cu răbdarea. Și de multe ori cu mizerie, adevărat. Ei au uitat că munca este muncă și numesc asta creație. Adică fiecare individ care bate un cui, creează o gaură în scândură. Și de aici s-a născut o serie de vocabule. Maestre, măestrie, talent extraordinar și la sfârșit sunt deficitar. Flori de mucigai, le-am scris cu unghia pe tencuială, pe un perete de firidă goală, pe întuneric, în singurătate, cu puterile neajutate, nici de taurul, nici de leul, nici de vulturul care au lucrat împrejurul lui Luca, lui Marcu și lui Ioan. Sunt stihuri fără an, stihuri de groapă, de sete de apă și de foame de scrum, stihurile de acum.